Salvamontiștii hunedoreni au dovedit încă o dată că sunt printre cei mai buni din lume. Ieri, la Rânca, în masivul Parânga, a avut loc o competiție internațională de salvare montană, la care au participat 36 de echipe de salvamontiști din 8 țări, între care 25 din România. Echipa salvatorilor montani din județul Hunedoara a fost cea mai titrată din concurs. Aceștia au reușit să se impună la mai multe probe, între care schi de tură, la salvarea unei persoane din avalanșă cu ajutorul unui echipaj canin și la cățărarea cu ajutorul colțarilor. La competiție au participat salvatori montani din Italia, Germania, Slovacia, Slovenia, Croația, Austria, Serbia, Polonia și, bineînțeles, din România. Baftă, băieții! Ne-am descurcat foarte bine, că am ieșit cea mai bună echipă din tot concursul. Concursul a fost structurat pe mai multe probe, probe de schidetură și urcarea unei zone foarte abrupte pe colțari, rapel de pe un perete de stâncă până în sus, după care probă medicală, căutarea unei persoane prinsă în avalanșă cu ajutorul unității canine și căutarea câtorva DVA-uri, acele emițătoare de care le ține fiecare salvator sau turist care merge în zona montană de creastă. Am luat locul întâi, de exemplu, cel mai bun timp la colțari, da, la mersul pe colțari, cel mai bun timp la căutarea în avalanșă și timp foarte bun la restul. Deci, per total, timpii cei mai buni am avut din tot concursul. Da, așa ne-au catalogat cea mai titrată formație din toți cei prezenți. Nu? Mai locul întâi.